Voi începe cu un cântec despre credința pe care o avem în Hristos și orice ar veni, chiar când lacrimile izbucnesc, când nu mai vedem orizontul, trebuie să credem în El. Și cerul și oglinda mării.
iubirea ta viața mea a schimbat. Amin. Laudat să fie Domnul. În timp ce cântau frații de aici, mi-am adus aminte de textul acela din Faptele Apostolilor, unde zice că Duhul Sfânt, când s-a pogorât, s-a cutremurat casa în care erau. În timp ce cânta Ramona, mi-am adus aminte de textul acela care zice că Domnul se poate arăta și într-un susur blând și subțire și lucrarea Lui este măreață. Amin? Amin? Se găsește și în puternicul tunet care ne face mici, mici, mici de tot. Vi s-a întâmplat să auziți zilele astea tunete și fulgere? Într-o noapte la noi la București, pur și simplu a tunat atât de tare, am crezut că a luat foc blocul, tot blocul dintr-o dată. Și un coleg pastor a scris pe Facebook: mare este puterea ta, Doamne. Și așa este, suntem mici. Astăzi aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură și să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în această seară și să citim cel mai frumos, probabil, psalm al Sfintelor Scripturii, din care să învățăm ceva inedit astăzi, psalmul 23, pe care îl știu și copiii încă de când sunt mici. Și după ce îl citim, ne vom ruga și ne vom ruga pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin. Tatăl nostru ceresc, în această după-amiază venim înaintea Ta să Te rugăm să reverși Duhul Tău cel bun peste cuvântul care a fost citit înaintea sufletelor noastre. Doamne, ajută-ne să plecăm acasă astăzi altfel de cum am venit. Schimbați, transformați, Duhul Tău cel bun să ardă zgura păcatului din inimile noastre și ajută-ne în după-amiaza aceasta să primim cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ocupăm loc. Tresaltă inima în mine când mă uit aici în stânga și văd acești copilași minunați, că mă uit aici în dreapta și văd acești copilași deosebit, că mă uit aici și văd tinerii aceștia care cântă cu entuziasm pentru Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! De asemenea, mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră care ați venit astăzi la închinare și mă bucur foarte mult că Dumnezeu ne-a hărăzit acest timp de har. Nu știm niciodată când și dacă ne vom mai întâlni în această formație. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Său.
Titlul mesajului meu de astăzi este unul care sper să vă rămână în minte. Făuritorul de poduri. Adică cel care face poduri. Și înainte să vă spun taina acestui titlu, aș vrea să redăm încă o dată câteva gânduri din psalmul pe care l-am citit și să citim acest psalm ca și când l-am citit pentru prima dată. Și o să vă rog să mă credeți că nu am în inima mea nici o amărăciune, nici o iuțime, dar săptămâna aceasta și în mod special în ultimele zile am fost tentat să citesc acest psalm altfel. Și vreau să vă întreb dacă scrie ce citesc eu acum. Ia uitați-vă în psalmul 23 cu versetul 1. Papa este păstorul meu. Scrie așa ceva? Nu scrie. Fratele Virgil Achihai este păstorul meu. Fratele Oprișan este păstorul meu. Fratele Geantă este păstorul meu. Scrie așa ceva? Nu scrie. Scrie Domnul este păstorul meu. Dragilor, nu știu dacă vă puteți imagina câtă forță există în aceste cuvinte. Toată România aproape pe care am văzut-o eu, în general atunci când e vorba despre vizita unui șef de stat sau când e vorba despre un discurs, sunt trei care țin cu ăla care vorbește și câte unul la un post de televiziune e tot pe invers, nu știu dacă ați văzut. El e invitat că el este gică contra întotdeauna. Dom'le, dar tot ce s-a întâmplat în aceste trei zile de când a venit Papa în România este numai soare, numai senin, numai geniu, numai totul este perfect. Omul ăsta, Dumnezeu pe pământ, cu alte cuvinte. Cam așa am înțeles eu din tot ceea ce s-a propovăduit la televiziune. Eu nu contest faptul că acest om poate să fie un creștin bun, poate să fie un om blajin, însă Biblia spune atât de clar, Domnul este păstorul meu. Noi oamenii putem fi niște modele imperfecte, pentru că cine se uită la noi și nu se uită la Domnul greșește. Mai mult decât atât, 1 Timotei capitolul 2, versetul 5 spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și cine este acest mijlocitor? Omul Iisus Hristos. Nu este niciun preot, nu este niciun pastor, nu este nimeni. Omul Iisus Hristos, uitați-vă ce spune textul. Nu înțeleg de ce oamenii atât de mult admiră alți oameni, pentru că la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu atât de dramatic spune blestemat să fie omul care se încrede în om. În privința mântuirii, dragi prieteni, noi nu trebuie să ne încredem în nimeni decât în Domnul care este păstorul nostru. Și această parte a Vechiului Testament nu este altceva decât un psalm mesianic. Pentru că Vechiul Testament zice Domnul este păstorul meu, dar Iisus în Ioan capitolul 10 ce spune? Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt împlinirea acestei profeții pe care o face David. Iisus este păstorul cel bun care ne reconduce la izvoarele apelor vieții. Spunea fratele Oprișan mai înainte despre viața, felul de viețuire al unora dintre noi înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Am încercat, mulți dintre noi, să bem din izvoarele acestei lumi care sunt de multe ori clocite și urât mirositoare și dacă bem din izvoarele acestei lumi, ni se face iarăși și iarăși sete. Dar Domnul Iisus este acela care conduce pe oile Lui la izvoarele apelor vieții. Vi s-a întâmplat vreodată ca după o zi din asta extraordinar de călduroasă să ajungeți acasă și să beți un pahar cu apă rece? Și cineva să vă îmbie și să zică, ia bea suc și zici, nu mi-e sete de suc, nu mă satură sucul, apă mă satură. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Am o întrebare. Când ne întâlnim unii cu alții, despre ce vorbim? Despre binecuvântările noastre sau despre lipsurile noastre?
Ce mai faci, frate? Aoleu! Banii puțini, necaz, copii răi, bă, și așa mai departe. Tot felul de probleme ne încruntăm de multe ori și spunem lipsurile noastre. Și așa este, omenește, avem tendința să vedem ce ne lipsește. Dacă aș fi cu niște pantofi mai acătări în picioare, dacă aș fi cu niște haine, poate că colegii s-ar uita la asta, dacă aș avea un ceas mai bun, poate că ar fi frumos. Lipsurile noastre sunt puse în evidență de cele mai multe ori, însă am ajuns la o concluzie personală și nu știu dacă dumneavoastră sunteți de aceeași părere cu mine, dar eu, atunci când încep să vorbesc despre lipsurile mele și ce n-am asta și aoleo ce aș vrea și ailaltă și aoleo ce aș vrea și cealaltă, mi-aduc aminte de textul acela din 1 Timotei 6, care spune, negreșit evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, ne va fi de ajuns. E greu de înțeles, dar se pare că dacă noi avem atât de multe lipsuri și le reclamăm și tot timpul ne plângem, e posibil ca altcineva să fie păstorul nostru, nu Domnul. Pentru că atunci când Domnul este păstorul, care este concluzia în urma păstoririi Domnului? Nu voi duce lipsă de nimic. Iar dacă eu am multe lipsuri și duc foarte multă lipsă, înseamnă că s-ar putea ca eu să fiu păstorul sau altcineva, nu Domnul. De aceea, în această ocazie, vă invit să priviți lucrurile altfel. Mă uitam la copiii noastre frumoși, sănătoși, inteligenți, clipesc ochii lor de inteligență. Aseară m-a impresionat un număr la Americani au talent. Nu știu câți dintre noastre aveți acces la internet și mai vedeți câte o chestie. Un băiat autist de 20 și ceva de ani, care nu vedea deloc, a câștigat un premiu, a fost trimis direct în finală de către cei patru antrenori pentru că a cântat la pian. El s-a născut cu o mare deficiență și și-a descoperit talentul acesta muzical cântând și a fost trimis în finală. Și m-am gândit, Doamne, ce fericire ai să, ce fericire este să ai copii sănătoși. Dar dacă se întâmplă ca un copil să nu fie sănătos, eu am văzut acei părinți în general care sunt credincioși că sunt la fel de recunoscători înaintea lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru acești părinți. Și oamenii aceștia, în mod special, nu se plâng. Am avut la emisiunea mea un om și o doamnă, un soț și o soție care aveau un copil de 16 ani, care n-a vorbit niciodată, avea capul plin cu apă, a trecut la odihnă de câteva luni de zile și familia asta a stat o oră întreagă să-mi povestească cât de privilegiați sunt ei că l-au în viața lor pe acest copil care nu poate să vorbească, nu poate să umble, nu poate să facă nimic și 16 ani mama a stat lângă el și l-a ajutat și l-a schimbat și a făcut toate nevoile pe care le avea. A trecut la odihnă acum, erau răvășiți în suflet că a trecut acel copil la odihnă. Dacă oamenii aceștia nu se pot plânge, noi de ce ne-am plânge, dragilor? Că n-am mâncat mămăligă cu friptură, ci am mâncat doar mămăligă cu mujdei, să știți că s-ar putea unor să fie mai sănătoasă. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Doamne, ce cuvinte sunt acestea? Auziți, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Dragi copii, mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că voi cântați la instrumente. Aș vrea să vă spun astăzi un lucru care poate să-l țineți minte, poate nu, dar poate îl țineți minte. Dacă voi veți căuta fericirea, odihna, bucuria vieții, în această lume, sufletul vostru va tânji după singurul care poate da odihna adevărată, după Dumnezeu. Veți fi ca niște fugari care aleargă tot timpul după bani, după plăceri, după jocuri, după orice și nu vă veți umple sufletul. Sufletul vostru va găsi odihnă doar în Dumnezeu. Așa a fost un mare învățat creștin numit Augustin care a spus aceste cuvinte, sufletul nostru își găsește odihna doar în Tine, Doamne.
mă duce la ape de odihnă. Domnul este singurul care poate să te ducă la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul. Doamne, ce frumos este ca de fiecare dată când se predică cuvântul, că de fiecare dată când se cântă, să ai sufletul înviorat, să mai auzi odată refrenul acela. Ce frumos este să pleci de aici cu sufletul plin pentru încă câteva zile de luptă în această lume. Îmi înviorează sufletul. Și auziți aici, și mă povățuiește pe cărări drepte. Pe cărări drepte. Aș vrea să vă întreb, ați urcat vreodată un deal sau un munte? Care cărare este mai ușoară? Cărarea șerpuită sau cărarea dreaptă? Care e mai ușoară? Aia ocolită, nu-i așa? Aia șerpuită. Uneori, Dumnezeu îngăduie ca să trecem pe drumul drept. Trebuie să urcăm pieptiși. Uneori nu suntem atât de pregătiți ca să urcăm exact la deal. Dar drumul vieții noastre uneori duce foarte drept. În ultimul an, dragi prieteni, am avut privilegiul, deși nu întotdeauna am văzut așa, am avut privilegiul să trăiesc vreo 4 intervenții chirurgicale. Și vreau să spun că a doua mi-a fost foarte grea de acceptat la nivel mental și m-am gândit, Doamne, încă una, nu se poate, am crezut că s-a rezolvat. Încă una. Mi-a fost foarte greu, mi se părea drumul acesta extrem de drept, extrem de abrupt. Dom'le, mai bine așa ocolit, e mai ușor. Nu, uneori Dumnezeu îngăduie ca noi să luăm viața pieptiși și cărarea să fie dreaptă. Și m-am zbătut în sufletul meu până când în seara aceea, în care știam că voi fi operat, am compus o poezie care spunea, Doamne, dă-ne puterea să acceptăm ceea ce vrei Tu pentru noi, pentru că știm că dacă Tu îngădui, înseamnă că putem să trecem. Vă citez aproximativ din poezia aceea. E foarte dificil să te provoace Dumnezeu cu o cale dreaptă. Să vă dau un exemplu. Undeva în Grecia, un tată cu copilul lui s-a dus la spital. Copilul avea febră. Și vreau să spun că a fost o vreme, nu știu dacă acum, pe vremea aceea era așa, dar a fost o vreme în care grecii au făcut o mare gafă. Au poruncit ca pe buletinul de identitate să ți se scrie religia. A fost cineva în Grecia de aici. Nu știu dacă acum mai este în vigoare, dar pe vremea aceea așa s-a întâmplat. Și pe buletinul de identitate, dacă nu erai ortodox, erai cam flituit, așa. Ăsta era un frate adventist de ziua șaptea, avea copilul în brațe, copilul cu febră, și s-a dus la urgență. Și cineva i-a zis, du-te, stai la coada aici, uite, asta e coada care duce la medic să te consulte cu copilul. Și imaginați-vă că după câteva ore, aici este foarte interesant, a ajuns la fișierul ăla unde o doamnă cu un geam foarte mic i-a zis buletinul. Și el a dat buletinul și când doamna a văzut pe buletin că scrie că e pocăit, că nu este din religia majoritară, a început să facă un scandal și să-i zică, ce sectari pocăiți așa, vai, ați năvălit la noi în țară, nemernicilor, plecați de aici, să nu vă mai văd în ochi. Doamnă, dar copilul, ce copil, nu mă interesează niciun copil, și l-a dat afară, de la rând, imaginați-vă, după câteva ore în care omul stătea cu copilul în brațe. M-am gândit de multe ori, frate, cât de greu e să urci dealul ăsta așa drept, cât de greu, ce aș face eu, ce ai face tu dacă ai avea copilul în brațe și te-ar flitui un doctor că nu ești din religia majoritară? Vai de cap meu, pentru multe lucruri eu am duhul blândeții, știți? Eu am crezut că dacă Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului, eu sunt al doilea, până s-au născut copiii. Când au venit copiii, îmi venea să rupă toți care, vai de cap meu, să pice o picătură pe vreun copil, nu? Știți sentimentul, nu? Când se leagă cineva de copiii tăi. Măi, și omul ăsta, ghiciți ce a făcut? Omul ăsta a luat copilul în brațe, n-a spus un cuvânt n-a zis și s-a pus iar la coadă și s-a rugat. Și a zis, Doamne, te rog frumos, copilul are febră, trebuie să ajung la un medic, te rog frumos, liniștește femeia așa. În sufletul lui s-a rugat, a ajuns a doua oară la coadă, după câteva zeci de minute, coada deja se împuținase. Și doamna a zis, ce doriți, a pus buletinul, când au zis, iară tu, nemernicule, ți-am spus să pleci de aici, aici e spitalul nostru, cu tare, nu se poate, așa mai departe.
Oamenii de la coadă, imaginați-vă, oamenii de la coadă se uitau la el să vadă, domnule, ce face ăsta? Cum reacționează? Și el, imaginați-vă, a doua oară a luat copilul în brațe, a strâns din dinți, n-a spus un singur cuvânt, n-a zis nimic, s-a pus la coadă și după el nu mai era nimeni deja. Deja era trecut timpul, s-a rugat cu ardoarea lui Dumnezeu, s-a dus și a ajuns iarăși la ghișeu și imaginați-vă ce s-a întâmplat. Când a dat buletinul, femeia a zis, da, ce doriți, zice, am copilul bolnav de febră, da, foarte bine, ca și când n-ar fi văzut în viața ei, nu l-a văzut niciodată, i-a zis, du-te la doctorul cu tare, cabinetul cu tare, și bărbatul a luat copilul, s-a dus, s-a rezolvat problema, până la urmă s-a făcut bine copilul, dar n-a înțeles, domnule, de ce trebuie să trec pe cărarea asta dreaptă, că uneori e foarte greu de trecut pe cărarea dreaptă, când nu ești de vină și îți face unul semn în trafic, sau e foarte greu să urci pe cărări drepte, n-a înțeles, știți că n-a înțeles. Sâmbătă la biserică, a înțeles. Când a venit un grup de oameni să vadă ce biserică e aia care poate să dea un astfel de om care în condițiile în care are dreptate, să nu spună un cuvânt, a zis că așa ceva nu există, trebuie să vină oamenii ăia la biserică să vadă cu ochii lor cine sunt oamenii ăștia, cine sunt pocăiți ăștia. Noi suntem o priveliște, dragi prieteni, pentru lume, îngeri și oameni. Și atunci când este de trecut o cărare dreaptă, să nu uitați un lucru, Dumnezeu îngăduie să trecem pe astfel de cărări, din ce cauză? Din pricina numelui Său. Mă cutremur. Știți care a fost deosebirea între felul în care David vedea pe Goliat și felul în care oamenii vedeau pe Goliat? David, când se uita la Goliat, zicea, bă, ăsta este prea mare ca să dau pe lângă. Tot îl nimeresc eu undeva. Oamenii ziceau, ăsta e prea mare ca să ne batem cu el. Dar David avea un scop. Și scopul era înălțarea numelui Domnului. Domnule, nu suferă nimeni că netăiatul ăsta împrejur, înjură pe Dumnezeu și oștirea lui Israel. Numele Domnului. Asta era problema. Știți, când David a păcătuit cu Batseba, știți ce a uitat el semnificativ? Zice prorocul Natan, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească. Același nume el l-a uitat. Ăștia suntem noi oamenii. Dar, dragi frați, vreau să vă spun un lucru. Dacă noi suntem călăuziți și povățuiți de Domnul uneori pe cărări drepte, să știți că El o face doar din pricina numelui Său și El vrea ca Lui caracter, numele Său, să fie înălțat în viețile noastre. Nu să fim niște oameni ca toți oamenii care să ne supărăm, care să țipăm, care să ne înjurăm, care să înjurăm că avem de trecut pe o cărare dreaptă. Amin? Amin. Din pricina numelui Său. Urmează un lucru extraordinar acum, versetul 4. Vreau să vă uitați puțin la acest verset al 4 și vreau să vă întreb dacă observați ceva în ceea ce privește raportarea la Dumnezeu a psalmistului. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Până la acest verset, până a fost vorba de valea umbrei morții, David îl vedea pe Dumnezeu ca pe cineva departe. Domnul este păstorul meu, El mă paște în pășuni verzi, El mă duce la ape de odihnă, cineva la persoana a treia, El. Când e vorba despre a trece prin valea umbrei morții, Dumnezeu nu mai este un El acolo departe, ci este cine? Tu. E aici, la persoana a doua. Este foarte, foarte aproape de sufletul nostru. Sunt mai multe categorii de creștini. Unii care slujesc pe Domnul dacă Domnul îmi va da, zice Iacov, haine să mă îmbrac, mâncare să mănânc, dacă Domnul mă va ocroti, îi voi da 10-a parte din tot ce îmi va da, dacă mă privesc frații frumos, vin la biserică. Dacă nu, stau acasă. Dacă pot să cânt în față, vin. Când e rândul meu, vin. Când nu, dacă.
Dacă sunt implicat, vin. Dacă nu sunt implicat, stau acasă. Te iubesc dacă, Doamne. Unii iubesc pe Dumnezeu pentru că. De ce venim la biserică? Pentru că ne simțim bine, pentru că avem tineret, pentru că va cânta corul, pentru că vor cânta frații în față, vom închina, ne vom închina împreună, pentru că vine un predicator care predică bine. Dacă nu vine și știm că nu e mare lucru, nu, stăm acasă. Pentru că, zice cuvântul lui Dumnezeu, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu Dumnezeu, decât să se bucure împreună, deci, zice, să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca mai presus de toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. E frumos, venim la biserică pentru că Dumnezeu ne dă binecuvântări. Dumnezeu ne dă promisiuni. Care este cea mai frumoasă promisiune? Viața veșnică. Dumnezeu ne dă viața veșnică. Pentru că. Venim pentru că. Știți care este slujirea pe care ar trebui să o avem noi, dragi frați? Uitați ce zice textul. Chiar dacă. Nu dacă, nu pentru că, ci chiar dacă. Chiar dacă nu e așa cum imaginez de fiecare dată. Chiar dacă mâine ar trebui să aud un diagnostic cumplit. Chiar dacă mâine ar trebui să plece cineva dintre noi, cineva drag, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Chiar dacă, zicea Iov atât de frumos, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Zicea prorocul Habacuc, chiar dacă măslinul nu va mai înflori și vița nu va mai da niciun rod, chiar dacă vor pieri boi în staule și nu vor mai fi oi în grajduri, invers, boi în grajduri și oi în staule, eu tot mă voi bucura, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Chiar dacă, au zis cei trei tineri în fața cuptorului cu foc, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, să știi că noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Chiar dacă ar fi, auziți, chiar dacă ar fi să umblu. Când eram copil, nu știu de ce am învățat textul ăsta, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. A trece e o stare mai pasageră, treci. Nu, zice psalmistul, chiar dacă ar fi să umblu și a umbla, uneori poate să însemne încoace și încolo, nu se gata așa de repede necazul. Uneori tai dintr-una într-alta, uneori te saturi și uneori zici, Doamne, dar atunci când nu eram pocăit, parcă nu aveam atâtea poveri. Chiar dacă ar fi să umblu, dar textul acesta, dragilor, îmi aduce multă lumină și multă bucurie și vreau să vă spun de ce. O să vă ce spune textul. Chiar dacă ar fi să umblu, textul nu zice prin prăpastia morții. Știți ce este o prăpastie? Este un loc în care intri și nu mai ești niciodată, că e în prăpastie. Textul spune chiar dacă ar fi să umblu prin valea. Valea este un loc în care cobori și din care ieși la suprafață. Mă sună câte un prieten când sunt pe drum prin munți și zice, băi, ți-am pierdut semnalul. Și zic, da, am intrat într-o vale. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul ăsta? Așa este uneori, în vale pierd semnalul. Dar uitați un lucru. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea, noi nu avem de umbla prin valea morții, dragilor. Știți ce înseamnă valea morții, prăpastia morții? Este unul singur care a umblat în prăpastia morții și acela a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și Iisus a murit în felul acesta, pentru ca eu și cu tine, chiar dacă moartea ar veni, să nu mai trebuie să murim niciodată singuri. El a zis, iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. El a zis, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacului. Iisus nu zice, iată că eu sunt cu voi în zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Nu zice doar atunci, ci zice în toate zilele și atunci când auzi diagnosticul cumplit. Și atunci când te vizitează moartea la căpătuiul patului. Știți ce greu este să poți să reziști într-o astfel de luptă? Mi-a spus mie un doctor numai câteva luni, domnul Dărvășan, din asta se moare. Am ghițit în sec. Și am zis, și puteți face ceva? Și a zis, cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm.
Și când a zis cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm, mi-am dat seama că omul ăsta are totuși o relație a lui cu Dumnezeu specială și, și iată-mă în fața dumneavoastră. Dragi prieteni, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, știți de ce e bine că nu umblăm prin valea morții? Pentru că după cum umbra unei bâte nu te poate lovi. Ia uitați, umbra mea aici. Îl împing pe fratele. Are vreo valoare faptul că umbra mea îl împinge pe fratele. După cum umbra unei bâte nu te poate lovi și umbra unui câine nu te poate mușca, nici umbra morții nu ne poate învinge. Doi copii erau împreună cu tatăl lor la un semafor. Veneau de la cimitir. O duseseră acolo pe mama copiilor și pe nevasta tatălui lor. Și unul dintre copii întreabă, tată, dar de ce a îngăduit Dumnezeu să moară mama? Și când stăteau ei la semafor acolo, bătea soarele undeva din partea dreaptă și chiar lângă ei s-a pus la același semafor un mare camion. Și umbra camionului era peste mașina lor. Și tatăl s-a uitat la priveliștea asta și a întrebat un copil, auzi, ce vrea să treacă peste noi? Camionul ăsta sau umbra lui? Și copilul a zis, umbra lui. Vezi, zice, peste mama n-a trecut moartea, peste unul singur a trecut moartea. Dar el are cheile morții și lăcuinței morților, doar umbra este aceasta. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Că-și ce? Tu ești cu mine! Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. E foarte greu, dragilor, uneori atunci când ești în situație, foarte greu să zici asta e mângâierea lui Dumnezeu. Mai ales când binevoitor îți vor spune frate, Dumnezeu nu bate cu băta. E foarte greu să zici Doamne, știu că uneori m-am mai abătut de la drumul tău și tu, ca pe o oiță, vrei să mă iei cu nuielușa în stânga și în dreapta să mă îndrepți pe calea cea bună. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei. Acesta este Dumnezeu, care este păstorul, care ne întinde masa în fața dușmanilor. Țineți minte lecțiile acelea de când eram noi copii, de pe vremea comunismului, în care se povestea că Vodă a prins o gloată de turci și după ce i-a pus la masă, i-a eliberat, le-a dat drumul. Multe povești românești în felul acesta, pentru că atunci când ai o problemă, doar Dumnezeu este acela care întinde o masă. Se zice că doi vecini erau certați. Dar erau certați după ce au fost cei mai buni prieteni. Știți că asta e problema. După ce ai fost cel mai bun prieten, după aia nu mai suporți. Dar înainte să fie certați, ei erau așa de buni prieteni încât și-au făcut casă unul lângă altul. Și au hotărât să nu-și pună gard. Că de ce să-și pună gard? Când ieșea dimineața, salut vecine, salut vecine, foarte bine, minunat. Însă a intervenit ceva. Știți că satana încearcă întotdeauna să dezbine, încearcă întotdeauna să intervină cu ceva și atât de supărat a fost unul dintre vecini care era și un pic mai bogat încât a zis, bă frate, știi ceva? Gardul ăla pe care nu l-am vrut să-l construiesc, îl construiesc acum. Singura departajare dintre grădinile lor era un pârâiaș care venea de undeva din deal și trecea printre ograda unuia și ograda celuilalt și ăsta mai bogat a chemat un tâmplar și a zis, bă, știi ceva, fii atent aici, de aici până aici vreau gard, gardul să treacă peste pârâiaș, partea aia să fie a lui, partea asta să fie aici, gardul să-l faci de 2 metri jumate, nu mă interesează, când ies afară nu mai vreau să-l văd nici pe el, nici casa lui, nici nimic, ai înțeles? Am înțeles, zice tâmplarul, cât mă costă? Atâta te costă, dar tâmplarul zice, am o întrebare, în cât timp vreți să fie gata? Cât mai repede? Tu cât poți de repede? Păi zice, cam în 3 săptămâni. Bine, domnule, gata, în 3 săptămâni vreau să nu mai văd pe ăsta în ochi, deja m-am săturat, sunt peste cap. Nu mai suport. Trece o săptămână, nimic, îl sună ăsta pe tâmplar. Băi, ce facem? Ai zis că te apuci de treabă. N-am zis că mă apuc de treabă, v-am zis că e gata în 3 săptămâni.
Am echipă, tot vin. Bine, mă, hai. După două săptămâni iară sună. Băi, ai zis că vii. Dom'le, am spus că e gata la termenul respectiv. Am alte comenzi. Acum vin, dar o să mă țin de cuvânt. În noaptea de dinaintea încheierii termenului a apărut împlarul, a apărut niște scânduri, a apărut o echipă senzațională. Gata, a zis ăsta, în sfârșit să apucă de treabă. Pe dimineața abia aștept să mă scol și să văd gardul, să nu mai văd casa lui ăsta și să nu mai suport cu copilul, cu tot, deja nu mai mă doare fierea când îl văd. Și când s-a trezit de dimineață, vecinul s-a uitat să moară. Niciun gard. Dar pe pâriașul acela tâmplarul construise un pod. Și tâmplarul s-a dus la el și a zis: vecine, m-am gândit-o mai bine și cred că de asta aveai nevoie. Am o întrebare, dragilor. E cineva aici care nu suportă pe altcineva? Aveți cumva acest sentiment că ăsta e împotrivitorul meu, domnule? E potrivnicul meu? Vreau să vă recomand un întâmplar de 30 de ani care este făuritorul de poduri. El face poduri între inimile oamenilor. El face poduri între prăpăstile oamenilor. Uneori nu se poate, adevărat. Unii oameni nu vor cu niciun chip. N-ai ce face cu ei. Trebuie să mergi mai departe. N-ai de ales. Dar tâmplarul acesta de 30 de ani, care este Domnul Iisus Hristos, este gata astăzi să facă orice pod între tine și fratele tău. Orice pod între inima ta și Dumnezeu. Poate că cineva ți-a dinamitat această relație. Poate că ești dezamăgit de anumite lucruri. Tâmplarul Domnul Iisus este cel care întinde masa în fața protivnicilor tăi. Pune o masă, pune un pod. Zice, ungi capul cu un de lemn. Știți cui se ungea capul cu un de lemn? Știți cum ne tratează pe noi Dumnezeu? Știți cui se ungea capul cu un de lemn? Împăraților și mai cui? Marlui preot. Zice Psalmul 133, ca un de lemnul care se scurge picure pe barba lui Aron. Hai să vă citesc cum ne umple Dumnezeu capul cu un de lemn. Ia, deschideți împreună cu mine Biblia în 1 Petru, să vedeți cine suntem noi. Cine suntem noi conform Sfintelor Scripturi? Cât de mare este Dumnezeul nostru? Și ascultați, vă rog, ce spune aici. 1 Petru, capitolul 1, capitolul 2, versetul 9. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Auziți aici. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Adică sunteți și preoți și împărați. De aceea Dumnezeu vrea să toarne din undelemnul său peste noi astăzi. Din Duhul său cel sfânt să cuprindă mintea noastră și inima noastră. Și să fim dintre acele 5 fecioare care avem înțelepciune și undelemn în candelele noastre. Îmi ungi capul cu undelemn. Și întorcându-ne în Psalmul 23 zice, și paharul meu este plin de dă peste el. Tu cum vezi partea paharului? Plină sau goală? Cum vezi? Dacă Domnul este păstorul tău, începând de astăzi, vezi-o plină. Paharul binecuvântărilor este plin de dă peste el. Și auziți, ultimul text din Psalmul 23 spune, da, căci în el sunt toate făgăduințele, da și amin, da, fericirea și îndurarea. Îndurarea. Aici este un cuvânt în limba ebraică care semnifică harul în Vechiul Testament. Unii zic, domnule, harul nu e numai din Noul Testament. Iată harul în Vechiul Testament. Fericirea și harul mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Când? Când? Când l-am pe Domnul ca păstor. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce bine că
Uneori se termină casa Domnului după o oră, două, unii dai seama ce chin ar fi pentru ei să stea în casa Domnului până la sfârșitul zilelor. Dar în această ocazie vreau să vă rog din suflet să rămâneți cu Domnul, să rămâneți în casa Domnului. Și chiar dacă veți merge acasă, să aveți inima tot în casa Domnului, legat de curțile Domnului, căci mai bine o zi în casa ta decât o mie în altă parte. Da, fericirea și îndurarea, fericirea și harul mă vor însoți. Nu este îndoială în legătură cu lucrul acesta. În toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Se zice, dragi copii, că la un teatru, un mare actor obișnuia să își încheie alocuțiunea lui recitând Psalmul 23. Era un actor creștin. Povestea el acolo oamenilor ce avea de povestit, făcea numărul lui și la sfârșit, pur și simplu, Psalmul 23. Oamenii aplaudau frenetic, vă dați seama, aplaudau. Bravo, omul ăsta, după ce a recitat, ce a avut el de recitat, întotdeauna a terminat cu psalmul ăsta, îi plăcea lui foarte mult și pur și simplu oamenii aplaudau. La un moment dat, un copil așa ca voi a venit la teatru, la reprezentație și într-o seară i-a spus actorului: Domnule, nu vă supărați, în seara asta, când recitați dumneavoastră Psalmul 23, n-aș putea să-l zic eu? Și actorul s-a uitat la el așa, a văzut un puștan mai... Și a zis: da, bine, mă, hai tu, uite, te prezint pe tine, să spui tu Psalmul 23. Și actorul a început să spună el ce are de spus, cu numărul lui, cuvintele lui și așa mai departe, și la sfârșit zice: și în seara asta știu că obișnuit să mă auziți pe mine spunând Psalmul 23, dar am un invitat deosebit, l-a invitat pe copil în față. Zice: uite, acest copil va recita în seara asta Psalmul 23. Și a dat copilului microfonul și copilul a început să recite și în timp ce recita nu s-a mai auzit nicio aplauză, însă toți oamenii au început să scoată șervețele, batiste. Actorul era terminat. La sfârșitul psalmului, toată lumea plângea în sală. Toată lumea plângea. El credea că nimeni nu poate să facă mai bine ca el, știi? Toată lumea l-aplauda de obicei. Și acum, uite și tu, a venit un copil care recită el Psalmul 23 și toată lumea plânge. Și îl ia deoparte pe copil și spune la sfârșit: băi, bravo, bravo, ai zicea frumos. Toată lumea a plâns, dar spune-mi, te rog, cum ai făcut să reciți chestia asta, de să plângă toată lumea, că pe mine mă aplaudă. Eu aș fi vrut să pot să-i fac să plângă, dar n-am reușit. Și copilul s-a uitat la el așa senin și a zis: e bine, domnule, dumneavoastră cunoașteți foarte bine Psalmul 23. Eu cunosc foarte bine păstorul. Asta este deosebirea. Aș vrea să te întreb în seara asta. Poate cunoști multe texte din Biblie pe de rost. Poate ai o viață de credință. Îți place să citești. Singura mea întrebare este: cunoști păstorul? Știi că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoști păstorul? Acest păstor să ne fie cel care ne conduce la izvoarele apelor vieții. Zice cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos că El merge înaintea oilor și oile îl urmează. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că picioarele Lui bătătoresc spinii pe cărare pentru ca eu și dumneavoastră să nu mai fim înțepați niciodată de acei spini. Acesta a fost păstorul nostru care a dus crucea înaintea noastră.
Slava să fie a Lui. Vă invit, dragi prieteni, să ne rugăm ca să putem înțelege că El este foritorul de poduri între inima noastră și inima Lui Dumnezeu și între inimile noastre. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim că Tu vrei să fii păstorul nostru. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Îți mulțumim că dacă Te avem pe Tine ca păstor, nu vom duce lipsă de nimic. Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântările din viețile noastre, pentru privilegiile pe care le avem. Doamne, îți mulțumim că Tu ești singurul care ne poate conduce sufletul la odihnă. Îți mulțumim, Doamne, că știm că și dacă valea umbrei morții de-ar veni, ea nu este prăpastia morții, ci este doar o umbră. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ai gustat din prăpastia morții și Tu ai murit moartea cea mai grea, pentru ca noi să nu mai fim singuri niciodată și să fim împreună cu Tine. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem împărați și preoți. Îți mulțumim că vrei să fim fericiți și harul Tău este peste viața noastră. Te rugăm, ajută-ne să plecăm într-o nouă săptămână cu sentimentul acesta al apartenenței față de Tine. Ajută-ne să Te cunoaștem, Doamne. Mai mult decât teoriile din cuvântul Tău, mai mult decât memorarea cuvântului, ajută-ne să Te cunoaștem pe Tine. Și să trăim în viețile noastre Evanghelia, pentru că așa atunci când vor fi cărări drepte, numele Tău să fie înălțat prin viața noastră. Iartă-ne pentru tot ce Te-am dezamăgit. Rămâi cu noi, în numele Domnului Iisus. Amin. Acum când Ramona va cânta, luați loc, ultima piesă. De fapt o să cântăm împreună, dacă o să ne faceți loc la pian, poate o să cântăm împreună o piesă, dar nu știu dacă ajunge microfonul până acolo. Ajunge? Ok. Dacă ajunge microfonul acolo, aș vrea să vă cântăm o piesă pe care am compus-o într-o seară după ce am văzut multe comentarii pe Facebook. Și ne-a rugat lui Dumnezeu să ne dea iubirea, nu altceva. Ups, așa e bine. Ne scoate din păcat.
valma peste a mea futură. Mi-s gândurile păsări ce zbor pe tot cuprinsul acestei emisfere. Iubire vreau, nu ură. Iubire vreau, nu ură. O, Doamne, te răscoală și stinge focul firii ce împrăștie veninul. Zicea fratele nostru despre tunet și despre susuri blând și subțire. Mă gândesc că în seara asta ar trebui să lăsăm susurul blând și subțire să încheie slujba noastră înaintea Domnului. Amin? Și vă rog să mă credeți că am o bucurie că n-am greșit. Simțeam nevoia să-L găsesc pe Dumnezeu într-un susur blând și subțire. Și Dumnezeu a trimis oamenii ăștia pe amândoi. Dumnezeu să-i binecuvânteze. De asemenea, așa cum v-am spus, cred că și pentru voi, la fel ca și pentru mine, mesajul a fost foarte, foarte clar. Și asta nu spun pentru fratele nostru Cornel, pentru că el știe. O spun pentru noi toți, ca să înțelegem că relevanța unui predicator în raport cu oamenii nu constă în vorbe sofisticate, care ar scoate în evidență o anumită capacitate a lui, ci constă în adevărurile profunde pe care el le poate spune prin cuvintele cele mai simple. Slăvit să fie Dumnezeu că el mai are oameni din categoria aceasta. Aș vrea, așa cum am fost îndemnat, să plecăm astăzi cu păstorul în inimă, să plecăm acasele noastre cu Domnul Iisus Hristos. Eu nu o să uit niciodată toată viața mea pilda aceea pe care a dat-o fratele nostru despre copilul acela care a dat lecții actorului. Pentru că foarte mulți oameni în zilele noastre cunosc despre Iisus, despre Dumnezeu, au impresia că este suficient, când de fapt Biblia ne spune nouă că trebuie să-L cunoaștem pe Iisus, pe Dumnezeu. E o diferență foarte mare. O să facem o rugăciune după care ne vom despărți și aș vrea din toată inima să ne punem în inimă gândul acesta, să ne întoarcem acasă în suflete cu păstorul nostru, slăvit să-i fie numele. Am auzit odată pe cineva care a predicat din Psalmul 23 doar primul verset și el a pus accent pe fiecare cuvânt în parte, mai întâi pe Domnul, după aceea este păstorul și a pus accent în final și pe acest cuvânt al meu. El insista pe o relație personală, spunea: Domnul este păstorul meu. E al meu. Așa să plecăm noi în inima noastră cu Iisus astăzi. Amin? Amin. Haideți să facem o rugăciune. Doamne, în bunătatea Ta de Dumnezeu, cu inima Ta de păstor blând, Te-ai uitat, Doamne, și la noi ca la niște oi rătăcite. Și în mila Ta cea sfântă, Doamne, ai decis
să ne chem pe nume pe fiecare dintre noi. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că numai harul Tău a făcut ca vocea Ta să fie ascultată de inima noastră. Și numai datorită Ție, Doamne, am ajuns în staulul Tău. Binecuvântat să-ți fie numele. Te rugăm, Doamne, să ne dai harul și înțelepciunea de asemenea de a rămâne toată viața noastră în staulul Tău, Doamne. Și să ne ferești de gândurile acelea pe care noi le-am avut odinioară, când credeam că putem să facem totul după mintea noastră, făcând voia firii noastre blestemate. Ferește-ne, Doamne, să fim răzvrătiți. Ferește-ne, Doamne Dumnezeule Mare, să părăsim staulul Tău și dă-ne harul să rămânem lângă Tine și împreună cu Tine toată viața. Mulțumim, Doamne, că așa cum ne-ai spus și în seara aceasta, așa și este, Doamne. Și anume că Tu ești cu noi în toate necazurile noastre, în toate încercările noastre. Mulțumim că Tu nu stai la distanță ca să urmărești cum ne comportăm noi, ci stai lângă noi și ne călăuzești prin Duhul Tău ce sfânt din sufletul nostru. Mulțumim, Doamne Iisuse! Te rugăm să fii cu fiecare om în parte, cu fiecare suflet care a pășit pragul acestei case. Te rugăm să fii, Doamne, și fă ca Tu să rămâi toată viața noastră, păstorul nostru. Te rugăm să binecuvântezi și pe copiii Tăi, pe care i-ai trimis în casa aceasta ca să slujească numele Tău de Dumnezeu. Știm, Doamne, că Tu ești păstorul lor. Fă, Doamne, ca prezența Dumnezeirii Tale să fie totdeauna cunoscută și simțită de ei. Te rugăm să-i binecuvântezi, te rugăm să-i protejezi, te rugăm să ai grijă de ei mai departe, Doamne, și în bunătatea Ta, după decizia Ta, să-i folosești după voia Ta. Mulțumim că Tu ești Domnul nostru, mulțumim că Tu ești păstorul nostru. Slăvit să fii, Doamne, în veci, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Amin.